Bună ziua, dragilor! Astăzi începem seria de interviuri cu Constanțeanul. Face mare plăcere să-l am alături de mine în primul dialog lipsit de conformități. Nu ca la manual, pentru că e bun manualul, dar în viață lucrurile se întâmplă altfel. Îl avem alături de noi pe domnul Andrei Condurățeanu, care, surprinzător, zic eu, a intrat în politică. Deși, aici am să-l întreb pe domnia sa, deși, iată, este fiul unui celebru ziarist și, de obicei, în familiile de ziariști se întâmplă ca acei copii să calce pe urmele părinților. Domnule Condurățeanu, vă spun bună ziua, dumneavoastră sunteți deputat de Constanța. Eu, sincer, am două mari curiozități și aș vrea să mă ajutați să mi le luminez. În primul rând, așa cum le-am spus și prietenilor noștri care vor uita la acest material, evident, faceți parte din familia Condurățeanu, tatăl dumneavoastră e un foarte cunoscut ziarist. Cu toate astea, dumneavoastră ați mers pe politică. Asta e prima nedumerire. De ce politică și nu presă, deși sunt înrudite până la urmă? Bună dimineața, vă spun și eu și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Ca să vă răspund direct, nu știu cum să vă spun, a fost o chestie neprogramată, negândită. Am intrat în politică, am început să lucrez în zona socială, ca să vă spun mai liber, să nu intru în amănunt. Am început să lucrez în zona socială, am început să-mi placă activitatea socială, m-am lovit de politicieni pentru că lucram în cadrul Ministerului Muncii și atunci m-am lovit de politicieni și am crezut că este o chestie la care pot să mă aplec. Nelucrând pe zona asta de ziarist, nu am terminat, am terminat facultatea de drept, nu aveam legătură cu scrisul, cu ziaristica, cu interviurile și așa mai departe. Am spus că nu e chiar așa obligatoriu să intru pe o zonă din asta de familie, aș considera eu că aș putea să ofer ceva, să mi ofer pentru mine și pentru public sau pentru persoane sau pentru țară sau depinde. Să ofer ceva, ce învăț eu să pot să transmit și la alții. Să oferi și oamenilor. Acum vreau să vă întreb, pentru că iată, suntem în județul Constanța. Constanța s-a căpătat cu un primar bucureștean. E așa o atracție pentru bucureșteni Constanța? Dumneavoastră sunteți un bucureștean care a venit, a candidat și a câștigat. Din ceea ce știu, sunteți la prima experiență de tip campanie electorală. Ați venit, ați candidat, ați câștigat în județul Constanța. Da, am venit în județul Constanța pentru că am venit în județul Constanța pentru că Constanța mi-a plăcut. Venim la mare, am avut activități în Constanța, când am lucrat în zona privată și aici am văzut că Constanța se lovește de foarte multe probleme. În primul rând, zona aceasta de agricultură, unde aici este o problemă mare, văd în Constanța, cu irigații, cu câmpurile, cu zona de lucru pe câmp, cu oameni, cu șomaj, cu pensii și așa mai departe. Și am zis că dacă am lucrat pe zona socială și așa, am zis că este o zonă în care pot să vin și să-mi desfășor activitatea mea prin experiența aducând aici în Constanța. Cum v-ați simțit în momentul în care ați aflat că ați câștigat campania, deși din pricina unui eveniment din viața noastră, aproape că n-ați apucat să intrați de-a drept în campanie electorală? Vreau să vă spun, vis-a-vis de partea neplăcută, nu știu momentul ăla, pentru că nu eram, ca să vă spun, nu eram pregătit, nu eram conștient în momentul ăla. Și nu conștientizam. Dar nu sunt o parte cu partea asta, că a fost cu o cumpănă în viața mea. Mulțumesc lui Dumnezeu că totul a fost bine și că acum am revenit. Vreau să vă spun că în campania electorală eu am mers foarte mult, foarte mult, și am mers din sat în sat, din comună în comună, din oraș în oraș. Am mers foarte mult alături de oameni și am încercat să înțeleg direct, de la sursă, toate problemele cu care se confruntă județul. Și am spus că de acum încolo, după ce am putut și am ieșit și am început să merg la Parlament și să desfășor activitatea acolo, mi-am propus că toate problemele lor
să le rezolv chiar cele personale. Și am început, cum mi-am deschis cabinetul parlamentar în Cernavodă, am început oamenii să vină către mine cu diferite probleme și am început deja să iau legătura cu instituții, gen primării, gen case de pensii, gen ITM-uri, gen cu alte cuvinte, un parlamentar poate să rezolve și problemele astea punctuale ale oamenilor? Noi ne putem aplica asupra acestor probleme, putem să facem cârtii, putem să explicăm problema respectivă, să spunem că este o problemă de o anumită gravitate din punctul meu de vedere și să ia măsurile necesare conform legii. Ați simțit cumva greutatea cuvântului parlamentar, deci contează în fața acestor funcționari? Până la urmă, dumneavoastră, încercați să faceți legătura între cetățean și funcționari, exact, ca să se rezolve problema. Eu sper că ar trebui totuși. Deci, dacă venim cu niște probleme plauzibile și cu niște probleme de bun simț, adică nu încercăm să sărim calul și să începem zona aia politică, deci zona politică este zona politică, activitatea ta la locul de muncă este o activitate care vrei totuși să vii cu ceva și să îndrepti ceva. Să încerci să îndrepti ceva. Ce se poate îndrepta, să încercăm să-l îndreptăm. Ce nu, nu este vina mea, să răspundă cei care se ocupă de treaba asta. Cea mai importantă, probabil, și interesantă propunere care ajunge ușor și la inima și la sufletul și la mintea publicului a fost aceea a creșterii alocației pentru copii de la 42 la 50 de lei. O creștere procentuală. De ce nu v-ați gândit la 100 de lei? Pentru că sunt sigur că și dumneavoastră știți, între 42 și 50, mare diferență n-ar fi. Așa este, aveți dreptate, nu este o mare diferență, dar în momentul de față coaliția care este la guvernare au propus, dacă m-am uitat în programul lor de guvernare și în programul USL-ului, crearea locurilor de muncă, problema șomajului, scăderea șomajului în România, alocații și așa mai departe. Și vreau să vă spun că aici eu, făcând această inițiativă legislativă, am mers până la cu 20% creștere, pentru că acolo am fundamentat și le-am spus și am luat conform indicelor de referință. Indicele de referință este un fel, este indicele prin care toată problematica, deci toate calculele Ministerului Muncii se fac conform acestui indice de referință. Și acest indice de referință nu a mai fost luat în calcul din anul 2009. Și eu am arătat prin chestia asta că luând în calcul acest indice de referință care trebuie să se calculeze de la an la an, este, așa spune legea și este obligatoriu, ne fiind luând în calcul, noi putem să creștem, de exemplu, cu 20%, făcând un efort bugetar de 360 de milioane de lei, adică 0,5% din PIB, și toți banii aceștia, dacă nu există, se pot da din bugetul Ministerului Muncii, care este alocat, Ministerului Muncii Panama, și plus taxe și impozite, se poate să lua de cei care plătesc taxe și impozite. Deci să pot găsi surse de bani. Am făcut o inițiativă legislativă fundamentată, se pot găsi surse de bani, pentru că sumele nu sunt foarte mari, sumele sunt niște sume mici, nu sunt foarte mari, deci sunt niște sume mici, dar foarte benefice pentru cetățeni. Chiar dacă nu sunteți în coaliția care stă la putere, credeți că inițiativa noastră va stimula pe domnii care sunt la putere să mai întoarcă fața și către marele public? Eu sper. Noi asta încercăm. Deci, dacă vă uitați, Partidul Poporului Dan Diaconescu, pe cele 100 de puncte, noi avem calupul din programul nostru, avem destinat către zona socială. Noi ne-am aplicat foarte mult către oamenii simpli din zonă, oamenii care au nevoi, oamenii cu nevoi, efectiv. Ați văzut bine că în România foarte mulți oameni trăiesc foarte, foarte, foarte greu. De exemplu, 85% din cetățenii României, în urma unor date din Institutul Național de Statistică, sunt săraci. Fiecare leu pentru ei contează. Exact. Eu vă felicit pentru inițiativă, vă doresc să fiți ca și până acum printre oameni, vă doresc să fiți așa cum suntem și astăzi, iată aici, fără cravată, ca să zic așa, un semn că sunteți un cetățean care a fost mandatat de alți cetățeni să-i reprezinte și să-i ajute.
Dragilor, ne oprim aici în cele câteva minute pe care noi ni le-am propus să le ca timp pentru aceste scurte interviuri. Rețineți, am fost astăzi alături de domnul Andrei Condurățeanu, deputat de Constanța, deși e de la București. Bucureștiul cucerește încet Constanța, a început cu însăși municipiul, dar uite că se poate și în județ. Și inițiativa domniei sale, interesantă, importantă, sunt doar câțiva lei, dar pentru mulți dintre noi un leu contează. Puneți-vă și dumneavoastră întrebarea asta, cât de mult contează un leu atunci când nu-l ai și cât de bine ar fi să-l ai și nu neapărat pentru tine. Am vorbit de alocația pentru copii, să-l ai pentru copilul tău. Ne vedem și data viitoare. Îi mulțumesc domnului Condurățeanu și îi strâng mâna și îl felicit, îi urez mult succes. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc.